Bună seara și bine ați venit la această întâlnire de suflet în această seară. O considerăm totuși ca ședință de cenaclu pentru luna noiembrie, că nu știu dacă o să mai avem timp să mai facem. A fost început de lună cu multe evenimente. Cu multe evenimente la sală de cărți, a fost și la sala lui Tincuță, aici nu este Tincuță, a fost și o carte de poezie, a fost și un Ienachi, carte de poezie, Fercu a lansat la Bucuș volumul al lui Pirămida aia mare a lui despre subteranele dostoevskiene. Deci iată un început de lună foarte dens în evenimente culturale, literare în primul rând, și asta ne bucură. Astăzi avem cinstea, onoare ca domnul avocat Stanomir Petrovici să lanseze trei cărți. Una de proză și două de poezie. Dar înainte de a intra în, așa, în activitatea propriu-zisă, permite să citesc aici niște nume și pe care după aceea să-i felicite. O să încep cu cel mai tânăr, domnul Calcan, George, care pe data de 7-11 a împlinit o vârstă frumoasă, Ghica Vasile, pe data de 8-11 a apoi, Ovidiu Genaro, pe data de 10-11, astăzi este Matei Flavius Ion, își sărbătorește ziua, pe data de 17 este domnul Isachi Petru, pe data de 22, Pop Aurel, și tot pe 22, o vârstă frumoasă, așa rotundă, împlinește și domnul Codrescu Griguț. Deci iată câți scriitorii avem născuți în noiembrie, de aia și filiala e așa plinită. Am ținut să vă... Vorbim de noiembrie acum. Să nu mai serios, domne. Doamna secretarie. Da. Da. Deci, doamna Marata, așa se anunța la București. Nu. Noi anunțăm în fiecare lună, pentru că ne întâlnim în fiecare lună la cenaclu și anunțăm pe cea de luna respectivă. Ca să înțelegem, vreau să introducem practica asta. Pentru că n-am reușit, eu, din partea conducerii filialii a Comitetului Director, vă urez la mulți ani, toți cei care luna aceasta v-ați născut și ați împlinit, sau veți împlini o vârstă mai mult sau mai puțin rotundă, dar mulți ani din partea noastră, multă sănătate, putere de creație, inspirație și să fim mereu tineri sufletește, tineri creativi. Eu nu țin cât să vreau. Ce, eu nu v-am... Nu. O să, pe congriguță, poate o să-l sărbătorim într-o chestie mai frumoasă. Dar vom vedea la vreme respectiv. Da. Deci spuneam că astăzi alte evenimente. Pe data de 8 la Iași s-au acordat premiile Uniunii Scriitorilor din România. Pe 9 a fost și Comitetul Director tot la Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Cred că la începutul lui decembrie va fi Consiliul Național, sigur, nu cred, în care vom vedea ce dosare au fost aprobate sau nu și va trebui să validăm dosarele respective în cadrul ședinței Consiliului Național din începutul decembrie, siguranță. O alt anunț pentru cei care sunteți și eu vă rog dacă puteți, marți la ora 10, în Piața Tricolorului, va avea loc
reeditare a acelui zbor istoric de care vorbeam dintre Bacău și Blat în 1918, din 23-24 noiembrie. Noi îl facem puțin mai devreme, câteva zile. Va fi și un zbor, avionul care va pleca la Blaj va trece pe deasupra pieței tricolorului, din elicopter sau să vedem să va da și niște futurași, așa cum s-a făcut și atunci, cum am făcut în 1993. Atunci a fost ultima reeditare și, de fapt, prima reeditare și asta e a doua, dar e la 100 de ani. Se vor da drapele, stegulețe, se vor da cocarde, se vor da ziare despre unire cu în ziar mesajele celor patru Consiliul Județean, instituții, Consiliul Județean Alba, Consiliul Județean Bacău, Primăria Blaj, Primăria Bacău. În aceste ziare de care vorbeam, se cheamă Unire, așa cum se chemau ele și în 1918, cum ele au fost tipărite la Blaj. Vă rog, dacă puteți să veniți cât mai mult, nu e rău, e un moment totuși istoric, de reitare, suntem în centenar și eu zic că ar fi bine să fim și noi scriitorii prezenți la astfel de manifestare. Vor veni și, cred că și ministrul apărării, sau din partea ministrul apărării, vor fi cei din armat garnizoana Bacău, cu tot ceremonialul de rigoare, adică cu defilare, cu așa, cu un program scurt de cântici patriotice la sfârșitul manifestării, care va dura în jur de o oră, o oră. Așa că vă așteptăm. Eu o să vă trimit și pe mail, așa că care aveți mail, mă uitați la pe mail, o să vă trimit invitația cu programul, cu tot ce este. După aceea va fi un simpozion la Muzeul de Istorie despre Unire, nu numai despre zbor, și despre zbor, și despre unire. Se va lansa și o carte acolo lui, despre viața lui Niculescu, Vasile Niculescu. Și se va discuta în cadrul simpozionului mai multe lucruri legate de unire cea mare, cum îi zicem noi. De acord, domnul Sabe? N-am ce face. Bun, deci asta a dat fiind zisă, pentru că am făcut câteva, l-am informat. Așa a apărut, va apărea plumbul, sperăm până la săptămâna viitoare, da? Până pe 24-25 să apară și plumbul, pe luna în noiembrie. Și altceva, vă așteptăm oricând să sâmbătă. Sâmbătă. Sâmbătă, domnul Chiscop, la Consiliul Județean lansează, așa, are o activitate lansare de carte. Da, e clar, e membru a Uniunii, trebuie să... colegul și colegul nostru și e bine să fie, mă, și sâmbătă la fel. Eu nu pot să fiu, dar noastră, cât mai mult, dacă merge, să-i foarte bine. Colegul nostru va scoate o revistă care se cheamă Contexte. Și editura la fel. Și editura Contexte. Deja a intrat în conflict cu Ceparu și ceilalți, care și ei au luat înaintea lui SSN-ul pe o revistă care se cheamă Contexte, wow, care va fi bianuală. Nu mai găseau titlul. Nu are niciun... Poftim? Așa. Deci ăștia deja au SSN-ul, deja... El lansează de luni într-o săptămână revista Contexte. Depinde de înregistrare. Nu, depinde de înregistrare. Diferență de unită. E Context la cine? La UZP. Nu, e Context. Asta am vrut ce par. Mi-a zis, domnule, este titlul nostru. Nu-i cu paranteză. Dacă este înregistrat, atunci are la revedere. Eu vă spun ce mi-a zis ce par. Ce par mi-a zis astăzi că ei vor face scandal. Păi, nu trebuie să facă scandalul. Nu. Biblioteca Națională are evidența foarte clară și dacă a dat întâi la UZP, nu mai poate da la Chiscop. Eu vă spun ce spun ce mi-au zis. Poate adauge o particulă și o redupă. Da, asta e altceva, dacă adaugă o particulă ceva. Eu vă spun ce mi-a zis ce parul cu el. Era foarte supărat, azi m-am sunit cu el. Zic, de ce ești supărat? Păi, zic, uite ce mi-au făcut domnul Chiscop. Deci, mi-am dat asta. Da. Și eu am luat o revistă cu titlul nostru. Cum cu titlul? Da, deci tot Context. Da, bun. Da, asta e altceva. Bun. Da, atât, numai de acum eu închei partea informativă.
O să avem și așa patru vorbitori care vor vorbi despre ce este, despre cele trei cărți, despre proză și despre poezie. Eu cred că e bine să începem întotdeauna cu Regina, care e poezia, și cei care vorbesc despre cele două cărți de poezie, Strop de Lumină și Jurnal. Nu, asta nu e de Decimon, e din folos. Culori din cânturi. Culori din cânturi, asta. Așa să înceapă deja să... Cine vorbește? Mara, cine vorbește despre poezie, da? Vă rog. La poezie. Doamna, la poezie, da. A despre cartea de poezie, da. A spus în timp că... Da, stai așa ca să te vadă. Să vadă televizor. Am observat că în ultima perioadă sunt foarte multe lansări de carte, ceea ce înseamnă că sunt oameni care îi preocupă scrisul. Iar în această seară avem bucuria să asistăm la o lansare de, așa cum s-a spus, cărți de poezie și de proză. Mie mi-a revenit barugat poetul Stanomir Petrovici să vorbesc despre poezie. Am lecturat cele două cărți, Tropi din Lumină și Culori din Câmpuri. Și ce am înțeles eu ca cititor? Fiecare scriitor are un cod propriu de a scrie. Cititorul poate să înțeleagă de prima dată ceea ce citește sau uneori mai repetă. Totul e ca să intre. Niciodată, există și variantă. Niciodată. Sau niciodată, da. Acum voiam să spun că prin repetare, până la urmă, găsește miezul poeziei. Dar, așa după cum spune Nichita Stănescu, scrisul poetului reprezintă cina cea de taina cuvintelor. Să știi de 20 de ori limba română, dacă nu știi limba poezească, nu poți face poezia perfectă. Așa cum e cubul, spune Nichita Stănescu. Cubul, dacă este întreg și nu are un colț rupt, nu atrage atenția, nu se uită nimeni la el. Poezia, dacă nu are un colț rupt, nu atrage atenția. Nu există perfecțiune. Perfecțiunea, de fapt, o are doar Dumnezeu. Titlurile volumelor de față, care poartă semnătura Stanomir Petrovici, pun pe masa din fața noastră și în seara aceasta, pentru noi toți, tema dragostei în diverse ipostaze, care este singurul sentiment care unește și aduce liniștea în sufletul nostru. Ce ne apropie de poezia lui Stanomir Petrovici? Din prefața foarte pertinentă a criticului Grigore Codrescu, îmi permiteți, domnul Codrescu, să fac o referire, cât și în cea a Valentinei Becart de la prima carte, găsim poetul ca pe un meditativ, un visător, dar care are puterea de a recepta mesajele din jur ale acestei lumi imprevizibile. Fie în cărțile de proză, cum este Jurnal de Decembrie sau Saga, sau care le mai are, și în cele de poezie, Culori din Cânturi, Strop din Lumină, întâlnim adevăruri trăite într-un tumult incandescent, unele unice și irepetabile, de fapt unic înseamnă, marcate cu regrete și nostalgie. Demersul liric întreprins, unic prin modul de exprimare, aduce cititorul într-o stare de așteptare a perceperii mesajului. Atins de melancolia singurătății, poetul iubește cu patimă și sinceritate. Caută cu febrilitate frumosul, îi dă expresivitate și formă poetică. Obstacolele, înfrângerile din viață și destul de multe, din câte am aflat, le transformă în poezie, singura prietenă în care crede și care nu-l minte.
Poezia îi dă șansa de a vorbi cu sine ori de câte ori dorește, ori atunci când simte nevoia unei descătușări. Licărirea din suflet îl împinge spre dorul nemărginirii, chiar dacă își va frânge aripile precum legendarul Icar, folosind, citez, lumina cerului și a minții pentru a găsi nemărginirea pe un altar, la margine de timp, când se trezește îmbătrânit, privește cu uimire joaca unui copil care arunca câte un lemn în foc, punea la fiecare lemn câte un inel și le arunca în foc. Probabil, poetul în starea pe care o avea, admira jocul copilului și uimirea lui când vedea cum arde lemnul și rămân inelele în jarul încins. Un fel de meditație, contemplație, știu eu, trăire a poetului. Lasă-te, spune el, în tăciune din jar, versurile, lasă-te în adormire, în mintea mea, zăream pe negrul de tăciune, șirul de clipe, crâmpeie, de surâs și de durere, cuprinse în cercul fiecărui inel din negrul tăciune. Copilul rămase pironit, de flăcări vrăjit, și ochii lui vii măsurau, mirat, inelele jarului din negru tăciune, timpul se rostogolea încet, în suflet rugăciune. În mersul lui prin singurătate, apăsat de melancolie, gândurile se fac ecou, se pierd pe urmele pașilor, căutând cu deznădejde un răspuns. Singurătatea e liniște, blestem, paradis, infer, printre picuri de lacrimi, gândurile frumoase rămân în urmă amestecându-se cu praful de țărână. În timp ce clepsidra își va măsura timpul, poetul nu disperă, se adună, trece de la o stare la alta. Își așteaptă iubirea ca și prima dată în liniștea seninului de iarnă, pe lângă cetina brodată cu nea, spre împlinirea vieții ce se scurge prin noi, cu noi, din ea, poezia din senin. Tristețea îl cuprinde, nu-și găsește rostul. Nedeslușite sunt viețile pierdute, boabe de nisip scurse în clepsitra timpului. Atunci el, poetul, își pune speranța că își va trăi, o va trăi viața și iubirea. Și nu ea îl va trăi, el va trăi viața și nu viața îl va trăi pe el. Iubirea înmugurită îl așteaptă ca prima dată să se întoarcă din pribegia vieții pentru trăirea timpului și a sorții ce va să vină în poezia Rost. Și atât de searbă de viața ai rămas. Secundele se pierd, plutesc ușor și nici pământul nu ne mai primește de atâta amar ce înțepenește timpul cu chinuitul tău zăvor. Supărarea lui se revarsă atât de mult încât hotărăște să-și caute zăvorul, citez, să-mi închid ușa chiliei singurătății, să nu mai văd sau să aud nimic și pe nimeni. Și nici lumina nu vreau să o mai văd prin crăpăturile sparte de timp. În concluzie, Stanomir iubește. O așteaptă pe divina mai frumoasă decât orice închipuire venită de departe din alte lumi. Dar ea se pierde în spuma mării, se pierde în zare zadarnic așteptându-o, în poezia divină. Iubirea lui este totală, până la disperare, dar neînțeleasă, neîmpărtășită. Îi se pare că este trădat, înșelat. Merge înainte în speranța că o va găsi pe aceea care îi merită iubirea. Te văd în vise, în gândurile mele. Îi vede chipul oriunde, oricând.
peste tot în cale. Merge înainte în speranța unei regăsiri. O caută, o așteaptă, vrea să o atingă, să o simtă că este a lui. Din gânduri, senzația trăirii, suflete abia liniștite se regăsesc. E în stare să facă orice. Se pierde în unda lină a apei, în curcubeul ce răsare din rouă. Speră continuu ceea ce îl încarcă cu o doză de optimism și credința în Dumnezeu. Aici o să vă citesc la sfârșit poezia Doar el. Pe tot parcursul Stanomir Petrovici își etalează cunoștințele poetice, jonglează cu simboluri sau filoane lirice, mânuie valori și căutări, face un pas decisiv spre calea poetică. Un refugiat în lumea propriilor gânduri trăiește și simte povara scrisului ca pe o eliberare, o binecuvântare. Poetul ne trece prin toate stările sale de agregare, mai curând ale sufletului, folosind de-a lungul traseului bagheta iubirii într-o manieră proprie. Cărțile dumnealui sunt o oază unde merită să te oprești, unde poți avea o bucurie și o împlinire spirituală. Îi doresc sănătate, să-și mărească raftul cu cărți, să caute calea, dar cel mai important e să o găsească. Să se lupte cu el însuși și să se descopere. Totul e să îndrăznești și până unde anume. Nu poți învăța să zbori zburând. Mai întâi trebuie să mergi, iar ca să mergi, trebuie să te supui ție însuți, nu altuia, spune Irving Yalom în Plânsul lui Nietzsche. Și da, mulțumesc, doamne. Dar nu care de citit. Să vă citesc atât mi-am exact. Gânduri din care reiese ceea ce am citit. Un om în gânduri sarea aprins din floare, petale line s-au desprins, pe obraj lacrimi de dor s-au scurs, în iarbă picături de rouă s-au dus. E vis sau stare de trezie? Un tot ce-l vrem în armonie. E ceea ce un om dorește de o vecie. Ești tu, visul meu, din suferință în bucurie. Un om în gânduri sare aprins, din floare, petale, line s-au desprins, pe obraj, lacrimi de dor s-au scurs, în iarbă, picături de rouă s-au dus. Mulțumesc, doamna Mara. Mai vrea să mai spuneți ceva? Nu, mai era o poezie care voia să o citesc, fiindcă tot, da, tot nu, nu-și găsește iubirea. Așa, poate și o găsește. Așa, poezia aseară, m-am întâlnit cu poezia, care este legată de... Da, citiți. Dacă îmi permite. Da, da, da. Da. Aseară, m-am întâlnit cu poezia. Stătea liniștită. Eu o priveam. Gura, ochii, părul ei mă îmbrățișau. Și ea și nostalgia. Doi ochi mari, albaștri, verzui, deschiși, strălucitori ca două stele m-au luminat. Îngândurat citeam în ele. Aseară m-am întâlnit cu poezia. Minuni cu buzele prinse în linia suavului contur, plutirea lină în șoapte mi-o aduce, odată cu liniștea serafică ascunsă cu adieri de vânt. Aseară m-am întâlnit cu poezia. Doar vraja blândă a vocii din mintea ei cu stihuri ce mă alintă, măcar odată să o mai aud. Pe ea să o privesc, dar fi să mor. Aseară
am întâlnit cu poezia. Și am să o caut cu fervoare în cuvintele ei, rezonanța apei din inima pietrei, să mă întâlnesc și să mă topesc în unda ei. De se cutremură lumina în văi, se scutură frunza din ram. Aseară m-am întâlnit cu poezia. Și nici nu pleacă. Când vrea să se ridice, săgeata mă pătrunde și pietrele în taina lor rămân încremenite. Ca luna și soarele pe cer. Aseară m-am întâlnit cu poezia. Am să te rog acum, ca dintr-o sfântă rugăciune, să vii, să te aud și să te văd, mai mult decât pe o iubită. Cuvintele din sufletul tău să ți le sorb, izvoare, apă vie, de dor să mă întâlnesc din nou cu tine, dulce poezie. Da. Deci atât, dacă n-aveam răbdarea să ascultăm, pierdeam ceva, pentru că chiar e o poezie frumoasă și da. Ne-a ascultat. Dar și Mărăreșan. Mulțumesc, doamna. Vreau să-i mulțumim. Vreau să vă mai anunț că Uniunea Scriitorilor a dat un comunicat privind, și vi l-am pus și dumneavoastră pe... L-am pus pe site-ul Uniunii și pe Facebook, l-a pus doamna Cristina Ștefan, vis-a-vis de pericolul degradării limbii române. Da. În sfârșit s-au trezit și ai noștri să ia atitudine și să iasă în public poziții clare vis-a-vis de pericolul degradării limbii române, nu numai în presa scrisă, dar și în presa vizuală, mai ales în cea vizuală și audiovizuală. În audiovizuală. Deci, este de felicitat acest lucru. O să vă mai spun pe parcurs altceva, alte informații, dar deocamdată să trecem la proză. Mai e cineva cu poezia? Cu poezia, domnule, vă rog, scurt. Foarte scurt. Scurt. Eu, scurt. Foarte scurt, da. Pentru că așa ținem până v-am spus, până zboară avionul la blas. Eu am făcut cunoștință cu poezia domnului Petrovici mult mai înainte. E vorba de volumul acesta alb. Cine nu are să-l caute, să-l găsească. Și este o poezie aici care se potrivește perfect cu ceea ce mi-a citit doamna Mara și cu ce poeziile pe care nu a apucat să le citească, sunt multe, evident, și frumoase. Poezia se cheamă foarte simbolic Din dragoste. Și eu îmi permit să vă citesc, că e foarte scurtă. Oriunde ai fi, oriunde aș fi, în gândul, cuvântul, în visul meu, petale albe, roșii sau galbene, din floare oferită, privire, atingere, vibrație de suflet, lacrimi sau zâmbet dulce, ori amar, doar dragoste, doar dragoste pentru tine. Cât e de frumos vedești. Da, atât am avut. Da, să-l scurt. Da. Dacă v-ați prerupt, eu microfonul ca la parlament. Mă să încerc să fac trecerea, pentru că am citit ambele. În primul rând, am citit toate cele trei volume de poezie ale domnului Petrovici. Primele două mi se pare că am și scris despre ele. Și ce vreau eu să remarc? Domnul Petrovici mânuiește cu foarte multă abilitate, cu foarte multă știință, dacă vreți, cuvântul, și pentru că este de profesie avocat. Dar nu pentru asta este poet, pentru că dumneavoastră este un poet în străfundurile, deci în străfundurile ființei dumneavoastră. Deci sensibilitatea lui nu este neapărat una de suprafață, ci este una de adâncime, de profunzime, dacă vreți. Iar pe ceea ce este el stăpân, pe propriul lirism și pe propria metaforă, pe care o șlefuiește până la a-i da, cum să vă spun, finețe de diamant. Asta despre poezie. Dovadă
este că în ultima lui carte are și un foarte mare grupaj de micropoeme pe care aici se vede bijutierul Stanomir. Așa și, mă rog, cine are de citit poate să citească. Este o poezie insolită și foarte frumoasă. De ce este frumoasă? Pentru că domnul Stanomir iubește cu patimă viața. Iubește cu patimă nu neapărat femeia, ci himera ei și poezia. Acum aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre proză. Vreau să vă spun că proza dumneavoastră m-a surprins. Și m-a surprins tocmai prin puterea ei de pătrundere, de sinceritate, dacă vreți. Romanul lui este un roman nu neapărat un jurnal intim, deși până la un anumit punct el își povestește, dacă vreți, viața. Dar cum să zic, este un roman mult mai profund, pentru că întâlnim în acest roman și secvențe de viață socială și secvențe de, cum să vă spun, politică. Întrucât mărturisește în roman că o bună perioadă a fost colaboratorul domnului Cerveni. Ori domnul Cerveni avea o butadă care spunea că dacă un avocat nu face politică, cum să spun, el nu e avocat. Dar nu despre butada domnului Cerveni trebuie să vorbim noi, vorbim despre aspectul politic al romanului. Ce atât în poezie cât și în, și în proză, el tinde să pătrundă dincolo de cuvinte, dincolo de bariera, dacă vreți, ideatică de moment. Deci tinde să pătrundă mult mai departe. Vreau să vă spun că m-a impresionat profund un capitol care este scris mama mea cu glanțe în păr, așa, care este de o profunzime și de un dramatism excepțional. Dincolo de asta, Saga Sărmanilor este, dacă vreți, un roman și dostoevskian, pentru că el are încredere în ce? În omul simplu, în omul sărman, în cel, dar care are o frumusețe deosebită a sufletului omenesc. Acea puritate sufletească o caută el, atât la femeile pe care le-au întâlnit în viață, atât și chiar la oamenii simpli. M-a impresionat dragostea lui față de pământul natal, care este cutremurătoare, dacă vreți. Sigur că el mai are jurnalul Revoluției, unde acolo dă imagini din timpul Revoluției de la Timișoara, dar dincolo de asta, dincolo de cum să spun, probitatea cu care își susține ideile în carte, el ne demonstrează ce? Dragostea infinită față de oameni, față de semeni,
și față de patria lui, care este limba, adică România, în sfârșit, pentru că știm că domnule este de naționalitate sârbă, dar asta n-are nicio importanță până la urmă. Și dar demonstrează tocmai cum să zic, puterea de a de comunicare. Toată viața lui literară e o o alergare infinită spre puterea și dorința de comunicare cu seminii săi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Cred că, într-adevăr, faptul că domnul Petrovici e și bănățean, are niște rădăcini mai curate, așa, alea, bănățenii. Nu, tot Banatul e Fruncea. Da, dar nu și Moldova e Fruncea. Moldova. Da, dar vedeți, noi avem ceva comun. Limba asta e, să zic eu, local, mă rog, idioma asta la fel, este foarte apropiată între noi și bănățeni. Vorbim cam la fel de, cum zic unii, cu limba aia lată. Avem curămâie de moldoveni în Sâmbătă. Aveți și curămâie, au și curămâie de moldoveni. Și a doua, al doilea avantaj, cred că e un avantaj totuși, apropo de ce spunea domnul Calcan, e legat și de faptul că e și pe jumătate, cred că, sârb. Sau în, da, bunicile sunt românce și bunicii sunt sârbi. Deci, iată cum vine fluxul spiritual, vin din două părți. Din partea românească și din partea belgă. Și s-a întâlnit foarte bine într-un scriitor. Nu mai cetățeanul, vorbesc de poetul și de scriitorul. Cetățeanul e altceva. Da, haideți să-l ascultăm, domnul Codrescu. Dar vreau să vă spun că m-am declarat moldovean când am lansat prima carte la Iași, da. Ediția întâi a Saga Sărmare. Am spus că sunt moldovean. Sunt moldovean. Așa e. Cu multă plăcere și... Da, bine, v-am adoptat, de acum să mai faci. Fața aici, de câți a stat? 20... Ia, că-s 25 de ani. 25. Ce să mai... Iată, e un fel de veac. Domnul Codescu, vă rog, să ne spuneți așa cum a spus. Pentru mine este o dublă bucurie faptul că avem un autor de proză de calitate de la Timișoara. Drept să vă spun, prima dată când m-au tentat să citesc și să scriu, am scris despre vreo două cărți ale domnului Petru. Când am văzut că de la Timișoara am căutat ceva despre Marea Revoluție Română. Dar nu, asta e chestiune extraliterală, nu are legătură. În același timp vreau să spun cu plăcere, netrucată, că e una din primele ocazii când este și editorul în sală. Domnul Dumitru Medveschi este editorul. Dar vreau să vă spun altceva. Dar mi-ai și de cărți. Vreau să vă învățați ceva. La franceză dă puțin cartea. Mie îmi place, am învățat lecția lui Șerban Cioculescu. O carte frumoasă, o ții în mână, o duci la nas, inhalezi parfumul care îți vine și admiri imaginile, litera și ce e. Coperta 1 este excepțională. Îndoiala apostolului Toma. Ari Bordel, o poezie extraordinară despre asta. Cei care au citit și literatură franceză. Iar aici, sigur, e domnul Isache și cu mine, că... De... Așa s-a întâmplat. Mai bătrân, sunt mai bătrân. Altceva. Dar vreau să vă spun că domnul Petrovici, da, așa este cum l-a prins domnul Calcan. Și am făcut o mică glumă, sper să nu vă supărați. Ce frumos vorbesc seniorii despre iubire. Ați văzut? Toți. Toți, care au vorbit până acum. Periculos. Dar nu vă supărați pe mine. Periculos. Vreau să spun ceva despre Saga Sărmanilor. O carte deosebită. Dar să știți, domnul Petrovici, nu mi-o luați în nume de rău. Rebreanu, știți de câte ori a scris capodoperile lui?
Una din ele a scris-o de 17 ori. Dacă o veți rescrie, o să găsiți ceva și mai, strălucitor. Dar eu vreau să spun, nu, dar nu te superi, că juriștii ăștia... Nu, dar juriștii trebuie și temperați un pic, domnule. O scris o carte de vreo 600 de pagini, păi dar știți, e o performanță asta. 400 de pagini. Mă rog, am confundat-o cu alu Fercu, care are 630 de pagini. Simpaticul autor al cărții, juristul timișorean Miroslav Gheorghe, născut în Nicolau Mare și cu existență școlară, profesională, politică și familială tumultuoasă, are posibilitatea să cunoască medii, localități și persoane foarte diferite din numeroase etnii ale Banatului. Nemți, unguri, evrei, sârbi, romani, români, croați, austrieci, ăsta e Banatul lui reprezentând un clan impresionant, bunici, unchi, mătuși, frați, veri, nepoți, e o mică Europa. Este extraordinar. Am cunoscut puțin Timișoara când m-a trimis inspectoratul școlar la o olimpiadă de român acolo și când am deschis ochii dimineață, am văzut ziare ungurești, românești, ebraici, sârbești, croate și am zis, domnule, e clar, am intrat în Europa. Tatăl Branco Alexandru Petrovici se născuse în 1911 ca fiul al lui Branco Petrovici, care își încercase norocul cândva la San Francisco în America, lăsându-și nevasta cu 7 copii acasă. N-a făcut avere acolo și s-a întors acasă în Banat. Se va consacra reparării încălțămitei și confecționării șlapilor, aplicând pingeleori flecuri. Oameni practici, domnule, nu ca moldovenii. Ați văzut cum vorbește, dar nu vreau să fac nici o trimitere concretă, că se supără seniorii mei. Vor urma cele mai tensionate și cunoscute momente pentru oamenii pământului, războiul, seceta, brutalitățile regimului prosovietic, nesiguranța proprietății pământului, vitelor și altele. Autorul reușește într-adevăr să creeze o atmosferă, un rit și o cuprindere spațial de saga, cuvânt pe care îl știe lumea care citește, termen care în dicționarele clasice denumește povestirile vechii literaturi scandinave. Impresia de cascadă ori de avalanșă din cartea timișoreanului, trăitor în Bacău, și s-o aciuat într-un bloc unde am stat și eu mai demult, nu știu cum, trebuie să aflu câte ceva, asta e o paranteză, n-are legătură cu cartea, este puternică și cred că vine din motivația viziunii sale, reflexivă, melancolică, dar nu-i chiar așa, că dacă au fost cu cerveni, vă dați seama, era un tâlhar de juriți, și în afară de asta, Banatul său tăiat de istorie, de fapt, în trei, românesc, sârbesc și unguresc, Hitler i-a spus lui Antonescu să le ia tot. Antonescu nu a vrut. Nu a fost chiar așa de ticălos Antonescu, cum au susținut unii. Clanul Petrovici are reprezentanți în toată România, dar și în Germania, în America, Belgia, Olanda. Chiar sângele lor este polietnic. Știți că, într-adevăr, au demonstrat oamenii de știință, că și domnul Bacopiatra îmi expunea o teorie despre existența sufletului, că la intersecția neamurilor, a etniilor, ies indivizii cei mai deosebiți, mai dotați, mai speciali. Am întâlnit ideea asta, n-am cum să o demonstrez sau să o resping. Mi-am amintit că la vremea sa, da, în sfârșit, împărăteasa Maria Tereza a poruncit un pod și o clădire. Autoritățile austro-ungare și-au însușit un tezaur fascinant găsit în subsolul din Sfânt Nicolau Mare. Slugoiul lui Stalin se simte eclipsat de Tito și incomodat de puternicul sentiment de proprietate al țăranilor bănățeni. Mi-amintesc cum era granița atunci și eu eram în armată. Și era imaginea unui criminal, Tito. Era un pușoară, era general adevărat, militar de carieră, îi picura sânghii dintr-o bardă uriașă, pentru că așa voia tătuca Stalin. Dar am spus asta pentru cei tineri care nu știți istoria modernă, pentru că n-ați avut de unde să o
citiți. Până și Eminescu a trecut pe la Lugoj, Petrovici vibrează la orice atingere cu poezia și literatura română. Bela Bartok a admirat folclorul muzical românesc. Acum văd că intră în doliu Ungurii, în 1 decembrie, dar nu vreau să mai prelungesc subiectul, că nu-mi place. Tonul epopeic pe care îl adoptă domnul Petrovici intră uneori în coliziune cu sărăcia și necazurile unor familii, dar își revine repede că și naratorul, tot timpul implicat în existența familiilor și a comunității, este fascinat de frumusețe, de valorile spiritului, de evenimentele. Da, au și juriștii inimă, au suflet, vibrează, vedeți? Îmi pare rău că nu voi avea ocazia să asist la o pledoarie a domnului Petrovici la tribunal sau la judecătorie, mă rog. Cartea aceasta masivă și complexă a juristului și autorului de cărți Miroslav Petrovici nu e ușor de calificat. Studii, profesie, existența îl propulsează în istorie, în politologie, literatură, sociologie și etnologie. Deși recunosc, mi-ar fi plăcut să apară mai multe secvențe marcate de expresivitatea beletristică, iar arhitectonica să împrumute și ceva de la romanele moderne. El merge pe formula compozițională clasică. Asta îi convine și e frumoasă, e plăcută, nu neapărat valoarea, nu vine de la artificii de această natură. Pe de altă parte, oamenii cu care a conviețuit Miroslav au trecut prin aceleași evenimente și situații precum alți cititori, mai ales în ultimele decenii, viața politică, bulversările economice, după decembrie 89, mișcările demografice multe cu consecințe grave pentru țară. Moștenirea mai mult tristă a regimului predecembrist, greșelile de management guvernamental sau instituțional. Vedeți, vă amintiți cei care sunteți de vârsta mea sau apropiată. Era plină Dunărea de cadavre, români care voiau să treacă dincolo. Înțelegeți de ce rămâneau în apă aceste cadavre. Diferențele au apărut doar prin nivelul dezvoltării economice între localități și provincii, psihologiile unor etnii sau tradițiile acestora. Cu toată politica tenace a vechiului regim de omogenizare socială, era o temă la învățământ politic. Vă mai amintiți? Politica de omogenizare socială? Vă amintiți? Și adică, așa, toți ca într-o tabără, ca într-o turmă. Ce voiam să mai spun? La Timișoara s-a lansat Frontul Democratic Român, iar articolul 8 de la Timișoara nu s-a mai aplicat. S-a vorbit despre el. Eu credeam că se va aplica și va fi bine, dar nu am avut cum să-mi dau seama. Adesea, cartea place și prin sinceritatea brutală a confesiunilor, prin diversitatea portretistică a femeilor și bărbaților. Are talent, domnul Petrovici, dar probabil că luat înainte de sistemul juridic, care este tumultuos și imprevizibil, nu s-a consacrat literaturii decât după ce a venit la Bacău, la filiala scriitorilor din Bacău și mai ales la sediul reviste unde îl întâlnesc cu plăcere. Juristul, sigur, dacă e avocat pledant, trebuie să ai talent, să faci, să creezi scene, să gesticulezi, să convinci, să te miști ca pe o scenă. Mi-am imaginat și eu chestia asta, dar n-am avut ocazie să arăt. Cartea place prin toate acestea și juristul a cunoscut categorii diverse de oameni, însă Nicolae Mare, în Timișoara, în București, Brașov, Baia Mare, Cluj, Bacău. Este o desfătare să recetez gânduri, informații și sentimente. Mă apropii de final ca să spun că la capătul tuturor portretelor din sutele de pagini ale acestei saga, citim o secvență portretistică. Pe mine m-a impresionat asta. Nu iubirea despre care vorbea, nu știu cine din cei din categoria mea de vârstă, în lungul străzii străbătea vesel glasul unor copii,
care își disputau mingea într-un joc de fotbal. O fetiță curioasă, gânditoare, stătea liniștită pe bancă privind, fără a comenta, joaca băieților. Era o fată cu piele catifelată, măslinie, de vreo 14 ani, înălcuță cu părul castaniu creionțat. Abia stăpânea râsul colorat, lăsând să se vadă doar un zâmbet. Copila semăna cu Eva adolescenței mele, zice naratorul. A furisit naratorul ăsta. Adică are și amintiri frumoase și li spune spre final așa. E o carte bună, o carte frumoasă, o carte care ne arată o lume din mica Europa, acolo în mica Europa, nu la Bacău. Nu, deși Iași îmi place mie mai mult, că acolo am învățat ceva. Dar Timișoara este altceva. Și îl invidiez pe domnul Petroviș pentru că îl cunoaște așa bine și acum vine cu poezie și proză. Însă să vă mai spun o mică rezervă absolut amicală. Mie îmi place când autorii se consacră unui singur gen, unei singuri forme literare, dar el s-a dus și la poezie și la proză, nu știu, eu nu știu cine așteaptă. Dar are dramaturgie, urmează dramaturgie. Este imprevizibil. Dramaturgie. Vă felicit, domnul Petroviș, doamne. Da, mulțumim domnului critic literar Codrescu. Omniguță, care... Așa au zis unii. Așa au zis, da. Oricum, trebuie să continuăm cu cel care a făcut prefața cărții, mi se pare normal, care a scris, să cunoaște cel mai deci, bine. Dacă am avut prefața, scris, nu mai vorbesc, nu? Mă da, scutiți? Puteți citi prefața? Da, da, asta am trebuit, da. Ce să... E o personalitate complexă, sub bonomia lui și aristocratismul lui, este paradoxal. El s-a vrut de mic domn. Dacă ați citit cu atenție, mătușă, eu voi ajunge domn, spune undeva el într-un citat în carte. Domnia, sigur că el o vede ca un spirit aristocratic. E interesant cum și comportamentul lui este de aristocrat. Este contaminat, să spunem așa, de civilizația Banatului, de civilizația Germaniei și așa mai departe. Este interesant însă cum descrie această sagă a sărmanilor pe care îi privește sadoveniana, spun eu, cu oarecare compătimire și eternizează, deși mă îndoiesc că lumea poate fi schimbată așa. Ideea mea este că dacă un scriitor are un rol fundamental într-o țară, într-o literatură, este aceasta, să schimbe într-un fel lumea în bine. Nu știu dacă cu poezia autoreferențială de astăzi, cu iubirile astea interminabile, frumoase, n-am nimic împotrivă, se poate schimba o realitate ca cea pe care o trăim noi. Deci, într-un fel sau altul, cred că scriitorii noștri trebuie să se schimbe, trebuie să devină un actant principal, cred eu, al peisajului social. Mă îndoiesc eu că schimbăm lumea. Eu ăsta văd, ăsta mi se pare rolul fundamental al scriitorului. Asta ne dorim. Asta mi-am dorit întotdeauna. Sigur, schimbați lumea? Da. Nu, să o îmbunătățim. Sigur că să o îmbunătățim, nu să schimbăm. Cititorul ascultă. Dedic aceste lirice muzei sufletului meu, frumoasei poete cu bucle aurii. Cum să vă spun? Sigur că o să-mi spuneți că modelul are și Sadoveanu, dar Sadoveanu era la început și Eminescu era la începutul lirismului. Nu știu dacă astăzi o asemenea poezie, ea este într-un fel, poate pentru a dormi. Cam așa, a dormi căderea asta într-o... Contemplație.
într-o contemplație erotică. Bucle aurii avem și noi aici. Da, păi, da. Deci mai zăpezit așa. Da. De fapt, e o manifestare și asta. Dar, contemplație și manifestare. Dar nostalgia, deci problema este că dacă cititorul reușește să ajungă la miezul problemelor sau la, dacă vrei, particula vitală a cuvântului. Apropo de asta, mie mi-a plăcut foarte mult, cum să spun, mi-a plăcut foarte mult pasajul în care el vorbește despre descoperirea celor trei faze ale nucleului din Big Bang, unde una din particule este particula numită Dumnezeu. Eu cred că în fond domnul Răișu a exprimat acolo concepția lui despre Dumnezeu, particulă care nu se vede. Ce face? Hai, domnul, ca să nu facem dialog acum. Facem dialog, domnule. Ați divagat. Lăsați-l, că divagație este sigur că cititorul e o instanță a comunicării, pentru că prea ne bazăm mult pe cititori. Nu știu cum, toată literatura stă în cititori. Ori noi nu mai avem cititori. Asta este. Nu mai avem cititori. Nu ți supăra. Nu e vorba de gratuitate. Poezia nu folosește la nimic. Poți să mănânci din cap, folosești cu ea. Dar schimbă conștiințe. Madame de Stael, pe care Napoleon nu o suporta, ea o zis prima. Păi și ce poezia nu-i bună la nimic. Ce e aia? Ce vrei să faci revoluții cu poezii? Nu vreau, mă, nu vreau. O vreau mai acolo și s-o sinucis. Mai acolo și s-o sinucis. Zi. Revoluționari au fost foarte mulți poeți. Da, așa, Vasile Alexandre. Da, dar nu a făcut o Rimbaud, s-au dus prin baricade, dar nu el a făcut Petrovici, Petiofi. Apropo de instanțele comunicării, uitați-vă, dau exemplu și de aici. Elena Vera, fiica autorului. Nu știu dacă e autorul. De ce n-ar fi fiica cititorului? Fiica personajului. E vorba de pictură, mă scuzați. Da. E vorba de pictură de pe coperta care este pictura fiicei mele, Elena Vera. Da, nu, mă, eu știu asta că este, mă, știu că este ea, eu mă refer la confuziile astea între termenii literari pe care îi folosim. De ce e saga? Domnul Pescu, puneți punctul pe ei. De ce este saga? Afară ce este o specie literară specifică în Europa. Eu pot să spun o groază de lucruri. Păi tot mai sunt niște dimensiuni la saga. Adică ce face el exact în spiritul literaturii universale, dacă vreți. Istoria familiei lui o identifică cu istoria neamului românesc, care se află într-o simbioză și într-o pace interioară lăuntrică cu toate celelalte neamuri. Asta reușește el cu foarte mult altruism, pentru că el este o personalitate care într-adevăr are o mitologie personală. S-a spus până acum de mitologia femeii, dar nu s-a dezvoltat ce înseamnă a transfigura mitul femeii așa cum îl transfigurează el. De la, eu știu, în toate ipostazele. Înseamnă că el este în primul rând un iubitor de frumos. Și îl duce acest lucru. După are mitul familiei. În mod paradoxal, are mitul familiei, deși, eu știu,
concurează cu Tăricianu în divorțuri. Să schimbăm. Da, acum e prode. Chestia asta, da, e frumos. Nu, e frumos. E frumos. Am tot încercat, nu mai încerc. Să știți că în puține cărți, mai ales ale prezentului, veți găsi transfigurată cu atâta autenticitate și sinceritate mitul familiei. Da, mitul familiei, mitul iubirei, mitul prieteniei, mitul locului natal, spunea cineva, cu foarte, da, mitul locului natal, mitul respectului pentru celălalt, al copilăriei, cum încheia Grigore Codrescu. Deci, sigur că el vrea, de fapt, citim în această sagă a sărmanelor, eu nu sunt de acord cu titlul. Ideea asta a noastră de a ne, de a ne auto... Victimiza, permanent ne victimizăm. Nu deschizi undeva unde să, cineva să nu se victimizeze, de la cel mai mare la cel mai mic. Mi se pare cel mai periculos, cea mai periculoasă stare de spirit a noastră. Permanent ne victimizăm. Eu i-am spus de la început că mie nu-mi place sărmanilor, când am discutat la un moment dat, când aveam inima nu scris, că mie nu-mi place, dar ai ținut la ea. Oricum, mie îmi place ca autorul să-și ducă destinul și cartea mai departe, dar nu cred. E de fapt o istorie. E un roman politic, altfel configurat, în care se interferează în scriitură, dacă vreți, de la jurnal, cum spunea cineva, la memorii, la autobiografie, la reportaj. Deci toate speciile literare de frontieră. Și reușește într-adevăr o scriitură interesantă, la care însă sigur că mai trebuie în variantele următoare probabil lucra. Este o carte, nu se termină niciodată. Sigur că pentru noi Stanomir este un câștig pentru Bacău. Este un câștig și prin relația pe care o face el, să spunem, cu literatura sârbă. Ori noi stăm foarte rău cu relațiile cu celelalte literaturi ale Europei și ale județelor, nu mai vorbesc, încât, da. Dar nu a fost Nichita, a fost Nichita la ei. Păi, dar tot cu Nichita rămânem. Nichita Stănescu este foarte iubit. Păi știu, dar tot cu Nichita rămânem. Au avut România război cu Serbia, nu au avut niciodată. Au avut cu Unguri. Era gata-gata. Era gata-gata. Oricum, este o carte de referință și ea trebuie citită întâi. Este cuceritoare, dacă vreți, prin explozia de informații pe care o oferă, prin punctele de vedere pe care le are, prin stilul personal. Să nu uităm că el stăpânește două sisteme lingvistice, dacă nu trei, și câteodată limba sârbă îl trădează sau limba română îl trădează. Dar este o carte de referință despre care se va vorbi, pentru că are în primul rând o valoare documentară, după aia cognitivă și după aia estetică. Dacă și mesajul acestei cărți, poate. Mesajul este multiplu, fiecare pagină cu mesajul ei, pentru că densitatea de idei este remarcabilă. Felicitări, domnule. Mulțumesc, domnule. Ministru, așa-i zic, ministru. Eu nu sunt de acord cu ce spune domnul Codrescu, pentru că poeții și mari poeți ai lumii au schimbat percepția oamenilor despre societate, despre spiritualitate, despre ce vreți. Au schimbat foarte mult și au dezvoltat imaginația. Nu s-a ajungea la ceea ce este astăzi dacă n-ar fost acești poeți, care au fost vârstă creativitatea lor spirituală și imagistic. N-ar fi fost. Și vizionar, de asta e, nu poeții, nu, ba da, poeții au fost cei care au dat acest impuls și am ajuns să suntem astăzi și datorită poeților. Să fie foarte bine. O rog pe doamna Cecilia Moldovan, în scurt, să ne spună câteva. Eu aș vrea să mă plasez pe o linie cu coerență în ce privește opera istorică a domnului Petrovici.
cu această carte, care este jurnal de decembrie, nu este un jurnal deci, de sentimental, sau nu, este absolut nu, istoric, o carte document, o apropiere de momentul zilei de astăzi. Este o carte care oscilează între obiectiv, foarte multă obiectivitate, întrucât el are și își construiește un punct de vedere după evenimentele expuse în media, după experiența sa politică, pentru că are și o experiență politică pe care, despre care vorbește în ea, a fost la PNC, la PNL, cunoaște niște lucruri din interior și, și din surse istorice, el citează aici bibliografie foarte onest, care vorbesc despre momentul Revoluției. Este un jurnal, vedeți, tot o specie, o subspecie memorialistică, studiază, să zicem, prezintă Revoluția pe zile, pe momente ale zilei chiar. Punctul de vedere este, deci obiectiv, este completat, mă rog, mai puțin de cel subiectiv. Cartea folosește persoana a treia, Mirel este de fapt un alias al autorului, care a fost participant la Revoluție, mai mult sau mai puțin, dar foarte atent, foarte atent la ce se întâmplă în jur, cu o receptivitate specifică, zic eu, avocatului, pe care, mă rog, o diseacă și ochiul, să zicem, istoriograful, dacă vreți să-i zic așa, este completat de experiența și trăirea proprie, întrucât el, după capitolele importante de istorie, intervine cu niște poezii care nu știu dacă sunt datate, antedatate, postdatate, nu mă interesează, dar ilustrează cumva conținutul prozei anterioare. Cred că atâta, nu mai e. Deci este un document. Și acesta un document al Revoluției. Da. Asta este și... Da. Și dacă este îmi dăm voie să răspund. Da. Deci, poeziile nu sunt antedatate. Unele dintre ele am vrut să le public, care erau pamflete la adresa regimului, am vrut să le public în străinătate. Colegii mei cunosc aceste poezii, colegii mei au cunoscut aceste pamflete. Deci ele sunt în funcție de evenimentul care a avut loc. Da, inclusiv Tădei Freedom, azi Libertate, este din noiembrie 1989. Da, sigur. Și colegii mei îmi spunea așa, Petrovici, te-ai aranjat cu 10 ani de pușcării. Mulțumesc! Da. Da, a fost momentele așa cum au fost înainte 89. Încă o chestiune informativă. Între conducerea Uniunii Scriitorilor din România și SRTV, Societatea Română de Televiziune, SRTV, Societatea Română, a intervenit un contract de colaborare pe emisiuni de literatură, pe culturale și literatură. Să sperăm că vom avea și noi posibilitatea să beneficiem ca filială de astfel de emisiuni. O să vedem la Consiliu, vă spuneam, din decembrie, ca să vedem într-adevăr în ce mod se poate ca acest lucru să ne ajute și pe noi sau să ne afecteze și pe noi pozitiv în sensul de a apărea și noi în emisiuni ale SRTV-ului. Bine, cele culturale și literatură. Vreau să vă spun lucrul acesta pentru că, ca informații să o știți noastră, și eu n-aș putea să spun decât un singur lucru, tot pornind de la ce spunea domnul Codrescu, da, leacul la boala lumii contemporane rămâne tot dragostea și poezia. Vă rog, doamna, pentru câteva cuvinte. Cultura, domnul Brăneanu, cultura. Dragoste. Eu vorbeam de dragoste, nu vorbeam de... Dragostea exprimată prin poezii sau direct, prin sentimente dragoste direct. Pentru școală. Sau dragostea pentru școală, domnule. Tot dragoste. Vă rog, doamna Cristina Ștefan. Nu vă mai rețin mult. Eu am citit Saga Sărmanilor. Într-adevăr, am avut și eu un pic de dubiu la titlu. De ce Saga Sărmanilor? Că domnul Stanomir nu este sărman din niciun punct de vedere, nici cel mental, nici cel intelectual, nici cel material. Dar e frumos, e un titlu reușit, literar. E un titlu literar reușit.
Și cartea este foarte reușită, felicitări familia Medvedski. Ați făcut un bun subiect aici. Domnul Stanomir, eu sunt expert judiciar. Mă bucur. Pot face distinția foarte bine între limbajul avocățesc și cel literar. Am citit cartea întreagă, nu ca pe un roman, ci ca memorialistică literaturizată, reușită de altfel. Reușită. Nu cred că putem să-i spunem că e roman, din moment ce sunt sute de personaje, sute de întâmplări, amestecul dintre politică și viața socială. Ceea ce m-a captivat este ceea ce au remarcat criticii noștri, distinși noștri critici. Pentru noi, acest loc din care a pornit relatarea memorialistică sună cumva exotic. Este confluența unor nații, este confluența unor popoare și ceea ce este impresionant și ați redat foarte bine, nu știu dacă s-a spus treaba asta, este că la această confluență politica nu a făcut doi bani față de conviețuirea minunată între nații. Da. Asta m-a impresionat enorm în cartea asta. Vreau să vă felicit și vreau să vă urez bun venit în lumea literară a Bacăului, care, după cum vedeți, vă primește elogios. Felicitări! Da. Mulțumim! Da. N-aș vrea să încheiem această frumoasă seară de spirit, de suflet, fără să nu auzim și părerea autorului. Nu, despre noi, dacă nu despre cărțile sale. Să despre prezența, nu, e prima dată cu cărțile respective. Prima dată prezent cu cărți, nu doar ca și autor. Nu ți-am luat nimic. Vă rog. Radu, da. Dat o carte, dar doamnelor, domnișoarelor și domnilor, eu mulțumesc și tot respectul filiala, în primul rând filiala USR. Mulțumesc celor care m-au sprijinit să scriu această carte și care m-am consultat. Mulțumesc domnului Petre Isache, domnului Grigore Codrescu, doamnei Mioara Băluse, care am lucrat împreună cu dânsa și mai lucrez. Mulțumesc tuturor celor care au luat astăzi cuvântul pentru cuvintele frumoase care le-au spus și chiar cuvintele de învățătură pentru viitor. Urmează încă o carte, acum totul proză, eu zic că e proză dacă îmi dă voie și doamna Cristina Ștefan, că aceasta este totuși o carte de proză, este o saga, dacă îmi permiteți. Am o a treia carte acum, tot de proză. Poezia am avut trei cărți. Prima carte am lansat-o în februarie 2015. Prima ediție a cărții Saga Sărmanilor. Am lansat-o la Iași, la Arca lui Gutenberg, anul trecut, acum un an, în noiembrie 2017. Acolo unde am spus că m-am declarat moldovean, pentru că, de fapt, aici, eu, de fapt, am început să scriu poezie, dar nu am publicat. Am început să scriu poezie încă din 1988, primele, așa, primele poezii, apoi pamflete pe care vreau să le public în străinătate. Am asumat aceste pamflete, pentru că trebuie și curaj. În situația respectivă era vorba și de curaj. Am spus atunci tot ceea ce a simțit acest popor. Mi-a spus. Chiar am o poezie care îi spune să ascultați oamenii care tac. În cartea asta, Jurnal de Decembrie, în care eu mă refer poporul român, care, din care fac parte și sunt mândru de asta, în care am scris de suferințele lor, de tăcerea lor asta, ei sufereau în tăcere. Vroiau să fac. Revoluția, cum spun și în carte, revoluția a făcut-o, au făcut-o românii. Eu vin din Timișoara.
Erau nopți în care noi nu dormeam. Am dormit 7 ore într-o săptămână. Nu știam cine va câștiga. Crezi în chestia asta ce spui? Poftim? Crezi în chestia asta? Cum să întreb și eu dacă cred. Eu cred, domnule, deci... Noi nu mai trebuie să mai discutăm, mă, tot vorbim. Deci a făcut-o poporul, așa crezi tu? Eu așa cred că a fost alte interferențe, că au fost alte, dar să spunem, domnul profesor, ca să spunem, este părere, exact o părere, dar să spunem că Tiocheș a făcut revoluția, eu nu sunt de acord cu asta. Tiocheș a fost capul unei biserici protestante cu un număr redus, mai mulți au fost neoprotestanți decât protestanții lui. Că au fost și alții, da, ei au murit, erau deja aruncați. Securitatea a avut grijă de străini, de agenții străini. Băi, aia au murit. Eu am văzut morții de la cimitirul săracilor. Putea și eu să fiu împușcat de 7 ori și n-am certificat de revoluționar, că nu-mi trebuie. Au murit acei oameni. Critic și biserica. Și le-am spus-o în față. Că atunci când i-am împușcat, când am pușcat în fața catedralei, li s-a închis copiilor și tinerilor ușile în față. Nu fac așa ceva preoții și prelații. Nu fac așa ceva. Biserica trebuie să fie deschisă a poporului. Nu a făcut. Au închis ușa și i-au împușcat pe scări acolo. Deci, mă scuzați că am făcut această mică impresiune. Deci, în cât timp saga... ați scris? Poftiți? Saga Sărmanilor, în cât timp? În 3 ani și jumătate, plus acum am mai făcut ediția a doua, a mai trebuit încă un an. Da. Ediția a doua, deci 4 ani jumătate. Eu am pornit de la o idee, prima dată, și eu aveam această dorință să public o carte despre oamenii simpli, despre oamenii sărmani. După ce am citit pe Jean de Clercq cu saga reginilor, saga de Windsor, saga Habsburgilor, saga Romanovilor, am zis, domnule, toți au câte o saga, forța e saga. Între saga Romanovilor și saga Sărmanilor. Domnul profesor, deci și oamenii simpli trebuia să aibă și ei o saga. Asta mi-am dorit eu și era un proiect mai vechi. Și când am citit acest Jean de Clercq cu saga imperialilor, regilor, am zis, domnule, eu trebuie să realizez acest proiect. Da. Bine, eu în primul rând nu cred în conceptul de om simplu. Ce la om simplu? Spuneți-mi și mie. Deci, care e simplu dintre noi? Da, haide să vă explic. Omul simplu probleme. Pentru mine... Folosim un limbaj după mine de suet. Poate fi de suet, dar dați-mi voie. Nu este nici omul simplu. Nu este nici rege, nu este nici împărat. Este un om normal. Complexitatea unui om nu se obține într-o școală. Am mâncat prea mult în chestia asta. Eu nu cred. Deci un om simplu este un om marginalizat la noi? Nu este marginalizat, nu. Aici am vrut să subliniez trăirile omului simplu și frumusețea trăirilor omului simplu. Asta am vrut să scot eu în evidență. Asta am vrut să scot în evidență. Pentru că nu este nici rege, nici împărat. Deci toți scriu ce a făcut împăratul, ce a făcut Romanov, ce a făcut Petru cel Mare, ce a făcut familia de Windsor, ce a făcut Habsburgii. Au făcut de toate frumusețile, dar omul simplu și el trăiește și el există. De asta am scris această saga a oamenilor simpli la Sărmani. Când ai să te duci la Sfânt Nicolau și când o să vadă aia, ai făcut simple anul. Mergem împreună. Ați făcut lansare? O să fac acolo lansare, am să mă duc. Am și vorbit. Mergem acolo. Mergem la Timișoara, da. Eu am fost, am stat de aia. Cunoști asta. Vă mulțumesc mult, încă o dată. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă respect și vă iubesc. Și noi. Să-i mulțumim încă o dată pentru această seară plăcută. Eu zic că a fost o seară de spirit. Să mulțumim televiziunii care în seara... Literare. Care în seara asta cunosc. Asta mai puțin, că mai am un anunț de făcut. Că nu întâmplător, domnul Liviu Chiscov a ajuns la noi. Poate știți, poate ați văzut, ne-a dus și un afiș cu această lansare de carte care va avea loc la Consiliul Județean sâmbătă la ora 11. Nu e cartea, deci vă vorbim despre. E cartea lui
Paul Lucian Lesler, În conjurul lumii în opinci. 100.000 de kilometri pe jos. Cărte, o carte foarte interesantă. A, e carte? Da. Asta e carte, e destul de voluminoasă. Normal, dacă parcurs 100.000 de kilometri pe jos și... Este un record mondial. Și vă rugăm să fiți prezenți. Singur om din lume care a ocolit globul pământesc pe jos a fost un român. Este o poveste foarte interesantă. Este născut la Bucuș, uite, domnul Pănel știe, este cetățean de onoare la Bucuș, avem lansare, autorul trăiește în Germania, este la al 9-lea roman, vine la Bacău sâmbătă la ora 11 la Consiliul Județean și sunteți invitați acolo, cu mare drag, la un protocol. Autorul, deci, este talentat, tiner de meserie și așa mai departe și este o carte fascinantă și bine documentată despre un record. Este înscris în Cartea Recordurilor în 1985 ca atare. Este singurul om din lume care a realizat asta cu pedometru montat la picior, adică cu un aparat care i-a măsurat toți kilometri, toți pașii făcuți în jurul globului. Da, mulțumim. Nu mai povestesc domnul, cartea. Nu povestiți acum, lăsați că o să povestiți. Sâmbătă, mintea mea este să nu plecați. Vă rog, domnul trebuie să Petrovici mai face un anunț foarte important. Da. Avem cu... Modesta... Da. Cartea... Nu, e tot schimbă. 20 de lei...